Așa cum vă spuneam în ultimul clip, astăzi am pentru voi un book haul. În mod normal, acesta trebuia să fie ultimul book haul din 2017. Trebuia să apară pe 31 decembrie, doar că nu am reușit să-l filmez în timp util. Așa că am zis, nu-i nimic, îl filmăm în ianuarie, îl postăm atunci, nici în ianuarie nu a reușit și abia acum mi-a venit rândul. Așadar, primul book haul din 2018 este de fapt despre ultimele cărți cumpărate și primite în 2017. Și o să încep cu cele cumpărate de mine, pe urmă trecem la cele primite, sunt câteva. Iar primele pe care vreau să vi le arăt sunt tocmai cărțile pe care mi le-am cumpărat de Black Friday, sunt 4 la număr și haideți să le vedem. Iar una dintre cărți este Fica ascunsă de Elena Ferrante, cred că pe Elena Ferrante cu toții o cunoaștem datorită acelei tetralogii, care de altfel a și făcut-o celebră. Pe mine nu pot să spun că m-a atras foarte tare acea tetralogie, acea serie, însă, în schimb, este o altă carte de ei pe care vreau neapărat să pun mâna, doar că nu am găsit-o. Știu că la un moment dat, dacă nu mă înșel, a apărut în colecția Cotidianul, parcă, împreună cu acel ziar. Însă, așa cum am spus, încă nu a reușit să pun mâna pe ea, dar sper ca la un moment dat să o și găsesc. În schimb, aceasta chiar mi-a atras atenția și este foarte scurtă, cred că se citește și super rapid și sper să-i vină cât de repede rândul. Cea de-a doua carte este Aviatorul. Vreau să vă mai spun că nu o să vă ofer prea multe detalii despre acțiunea cărților, pentru că sunt destul de multe și atunci clipul ar dura o veșnicie, dar putem face asta în secțiunea de comentarii dacă vreți să știți mai multe. Despre Aviatorul vreau să vă spun că sunt foarte curioasă să văd ce ascund paginile acestui roman, pentru că subiectul mă interesează foarte mult. Este vorba despre un tip care s-a născut undeva prin 1900, iar prin 1920 este înghețat în lichid, cum zice aici, în azot lichid, și se trezește prin 99 într-o lume absolut diferită, cu alte principii, alte valori, și sunt curioasă să văd pe ce o să cadă mai mult accentul, pentru că bănuiesc că la un moment dat o să fie vorba și despre poveste de iubire. Vreau să văd dacă accentul pică pe acea poveste de iubire sau o să ne fie dezvăluită și, sau mă rog, o să ne fie aduse la cunoștință mai multe detalii în ceea ce privește ghețul ăsta în azot lichid. Eu sper să fie așa. O altă carte cumpărată este Regina Roșie. Am cumpărat-o pentru că în acel moment era pe val, ca să zic așa, și am înțeles că este și o carte foarte bună. Și ultima carte cumpărată de Black Friday este primul volum din seria Outlander, Călătoarea. E o carte pe care am cumpărat-o împreună cu o prietenă, i-a început deja să o citească și îi place foarte mult. Sunt convinsă că și mie o să-mi placă. Aștept să vină vara să o pot citi, pentru că are doar vreo 800 de pagini, o nimica toată la timpul meu liber. E minunată. Apoi mi-am cumpărat și cele 3 volume din seria La Madeleine de Ionel Teodoreanu. Am citit în copilărie primul volum și mi-a plăcut enorm, enorm de mult. E una din cărțile mele preferate. Mă rog, poate și din cauza că eram cam de o seamă cu personajul principal și mă regăseam în ceea ce spunea și făcea. Pe urmă am început să citesc și cel de-al doilea volum, doar că nu m-a prins atât de mult pentru că protagonistul era ceva mai măricel și deja nu mă mai identificam cu faptele lui și atunci am zis, nu-i nimic, o să o citesc când o să o mai cresc. Nu am mai citit-o, așa că mi le-am cumpărat acum și sper să-mi fac puțin timp să citesc și această serie. Următoarele două cărți sunt cumpărate la recomandarea unei profe. Prima este Doamna cu cățelul de Cehov. V-am vorbit despre ea în acel clip cu Doamna clasicilor. Și mi-a plăcut enorm de mult, clar, Cehov este unul din autorii mei preferați, iar cea de-a doua este Epopeea lui Gilgamesh, încă nu am citit-o, dar ca să vă faceți o idee despre ea, ea reprezintă pentru Asia Occidentală ceea ce reprezintă pentru Grecia Antică acele poeme, ca să le spun așa, Iliada și Odiseea. O altă carte cumpărată este Soția plantatorului de ceai și trebuia să facem o recenzie împreună cu Carmen Florentina, pentru că mi-am propus să merg la Gaudeamus, în București, doar că nu am mai reușit să ajung și asta pentru că fetița mea cea mică a făcut o formă foarte urâtă de laringită și a trebuit să ne internăm. Am ieșit abia vineri din spital, după o săptămână, și tot atunci trebuia să plec și la București pentru a fi acolo sâmbătă și duminică, doar că în condițiile acestea mi-a fost imposibil să plec.
Prin urmare, nu a reușit să citesc această carte, dar Carmen Florentin a citit-o și i-a plăcut destul de mult. A spus că e o carte foarte frumoasă și au mai citit-o și alte prietene de ale mele și mi-a spus că merită. Am căutat foarte mult această carte, în online nu am găsit-o nicăieri, nici măcar în anticariate, iar în cele din urmă am găsit-o la librăria Alexandria din Bistrița. De obicei, când nu găsesc o carte în mediul online, cu siguranță o găsesc acolo, cum a fost și cu Circul Nopții. Vreau neapărat să văd și filmul, dar am zis că înainte de a vedea filmul trebuie să citesc neapărat cartea. Saga favoritelor. Prima și prima dată am văzut această carte la Andreea Bălăban și mi-a tras imediat atenția, poate și datorită felului în care a prezentat această carte. Iar apoi am văzut-o și la Anita și la Irina de la The Low Scientist. Iar acum că o am și eu, pot să spun că e de neratat această carte și o să-ți facă plăcere să o ai în bibliotecă, pentru că aduce în prezent multe picanterii din viața unor persoane foarte importante, sau mai bine zis, din viața unor monarhi, a unor regi, a unor prinți. Dulciuri de poveste este o carte cu un concept foarte, foarte fain și asta pentru că fiecare rețetă este atribuit un basm scris în limba veche, ca să spun așa, cu arhaisme, cu regionalisme, dar mai mult decât atât, aceste basme promovează și curajul, înțelepciunea, bunătatea, iar asta îmi place foarte, foarte mult. Mi se pare că e menită să ne apropie mai mult de copiii noștri, pentru că nu doar gătim împreună pe timpul zilei, dar înainte să mergem la somn, mai citim și câte o poveste de aici. Crăciunul în cele mai frumoase povestiri nu doar că vine într-o ediție absolut superbă, dar reunește și poveștile celor mai cunoscuți și mai mari scriitori ai tuturor timpurilor. E vorba despre Charles Dickens, Mark Twain, Oscar Wilde și alții. Am citit câteva povești, nu le-am citit pe toate, am citit în decembrie, pentru că, na, să fiu și eu în spiritul sărbătorilor, în spiritul Crăciunului, dar cartea asta merită toți banii. Zeița Orezului este povestea 4 generații și mi-a tras atenția pentru că mie mi se pare că e genul ăla de carte care înfățișează o lume complet necunoscută nouă, foarte exotică și reală în același timp, așa că abia aștept să o citesc. Următoarele două cărți și ultimele cumpărate de mine fac parte din acel club de carte lunar pe care îl organizează cei de la editura Arthur în școli. Este vorba despre cel de-al doilea volum din Cronicile din Narnia. Mi-am propus ca în fiecare lună să-mi cumpăr câte un volum pentru a întregi seria. Mi se pare că e o serie pe care nu trebuie să o ratezi și să o ai în bibliotecă, iar cea de-a doua carte este Insula Delfinilor Albaștri. Mi-a atras atenția pentru că este o carte inspirată din fapte reale, iar voi știți că mi-e plac foarte mult cărțile inspirate din realitate. Iar acum să trecem și la cărțile primite. Una dintre ele este Zile de Crăciun, de Jeanette Winterson. Am primit-o de la o bună prietenă și colegă. Bună, Ionela! Cartea asta a călătorit câteva zile cu taxiul până să ajungă la mine, a trecut prin ceva peripeții. Despre Jeanette Winterson încă nu știu ce să vă spun, pentru că încă nu știu dacă îmi place sau nu această autoare. Mai am o carte scrisă de ea și Castelul de Sticlă, parcă îi spune, acea biografie, autobiografia ei, pe care am început-o, dar încă nu am terminat-o. Poveștile din această carte nu pot să spun că au fost neapărat pe placul meu. Mă rog, am înțeles și am apreciat și apreciez în continuare ceea ce a încercat ea să facă, doar că nu îmi place atât de mult felul în care sunt expuse aceste povești, felul în care sunt relatate. Mai mult o să mai vorbim despre această carte, pentru că intenționez o termin și atunci probabil că o să o vedeți și într-un wrap-up. O altă carte primită este Joseaua Gelicău. Am primit-o de la cei de la Storia și asta pentru că lor le-a plăcut foarte mult ce vă povesteam eu într-un clip despre o altă carte apărută la ei, o fată din bucăți. Și ziceau că s-ar putea să-mi placă poate chiar mai mult decât aceea. Nu știu dacă mi-a plăcut neapărat mai mult, sunt cam tot pe acolo. Bineînțeles, sunt foarte diferite ca și subiect, însă cert e că ambele merită să fie citite. Din amândouă poți să extragi un mesaj și chiar nu sunt o pierdere de timp, așa cum sunt considerate unele cărți young adult. Ei bine, acestea chiar nu sunt. Următoarele cărți pe care vreau să vi le arăt sunt primite de la Cartepedia și o să încep tocmai cu acelea pe care le-am citit și despre care v-am mai vorbit deja.
Primele două fac parte din colecția Top 10 Plus de la Polirom. Este vorba despre portretul lui Dorian Gray și strania povestea lui Benjamin Button și alte povestiri din epoca jazzului. Pe aceasta o găsiți sigur în clipul cu Toamna Clasicilor. Aceasta nu știu dacă apare neapărat acolo, dar cu siguranță o găsiți și într-un wrap-up. Nu o să insist acum asupra lor. Iar cealaltă carte pe care am citit-o de la ei este Cântec Lin. V-am vorbit acum vreo săptămână despre ea. Este o carte, pentru mulți, este o carte dubioasă, însă este inspirată din realitate și, într-adevăr, este o carte foarte tulburătoare și finalul pur și simplu nu ți răspunde la singura întrebare pe care ți-o pui pe tot parcursul lecturării acestei cărți, și anume de ce. Următoarele două cărți de la Cartepedia sunt Împăratul Muștelor și Femeile lui Lazar. Sunt două cărți foarte apreciate, două cărți cunoscute. Și mi le-am dorit foarte mult, prin urmare le-am și primit. Iar apoi, ultimele două primite de la Cartepedia sunt Aproape de inima vijelioasă a lumii și Daneza. Pe acestea, pe amândouă le citesc în momentul de față, nu știu cum de-am ajuns să citesc două cărți în paralel, habar n-am. Coperta asta, vouă, nu vi se pare că ați mai întâlnit-o pe undeva? Ca să vă dau și un indiciu la o carte românească. Momentan nu am ce să vă spun despre aceste cărți, pentru că vreau să vă povestesc în alte clipuri despre ele, așa că mai vreau să vă arăt 5 cărți după care ați scăpat de mine. Toate sunt de la Epica primite și vin în dublu exemplar, pentru că una bucată mie, una bucată vouă. Una dintre ele este Zile și nopți de vară, v-am vorbit deja despre ea, am organizat și un concurs, cartea a ajuns Stea fără și nevătămată câștigătoarei, așa că nu mai insistăm asupra ei. Următoarele cărți sunt Sfântul tuturor celor văzute și nevăzute. Așa, la o primă impresie, coperta mă trimite cu gândul la un thriller. Nu cred că este vorba despre un thriller, ci mai degrabă, din câte mi-am dat eu seama, pare a fi povestea unei adolescente care pur și simplu are nevoie de ceva mai multă atenție din partea familiei. Am aici și Confess. Mi se pare că e un roman de dragoste. Am văzut că încep să apară din ce în ce mai multe recenzii ale acestei cărți, doar că nu le-am citit și asta pentru că vreau să descopăr eu singură cartea. Etajul 1000, am văzut că unii o compară cu Gossip Girl, nu știu dacă se aseamănă sau nu, habar nu am, și bineînțeles Cinder, carte, eu sunt foarte entuziasmată și abia aștept să o citesc și cu siguranță și voi așteptați această carte, așa că sper să reușesc să citesc cât de curând și să facem și un concurs aici pe canal, pentru că așa cum bine puteți observa, avem ceva cărți de dat. Acesta a fost bucolul, acesta este clipul de astăzi. După cum bine ați putut observa, sunt lecturi cât mai diverse, pentru că așa cum am spus și în clipul trecut, asta îmi doresc eu în 2018, să am parte de lecturi cât mai diferite. Spuneți-mi dacă vouă v-a atras atenția vreo carte dintre cele pe care vi le-am prezentat sau dacă ați citit deja vreuna și ce anume. De asemenea, nu uitați să-mi spuneți și ce mai citiți voi, iar până data viitoare vă urez lecturi faine. Pa, pa!